Informația acum de ultim moment, un restaurant din capitală a fost cuprins de flăcări. Există riscul ca incendiul să se extindă, iar echipajele ISU intervin chiar la această oră. Laurențiu Rădulescu este acolo și are mai multe detalii despre acest incendiu. Bun găsit, Laurențiu, te ascultăm. Alo. Te auzim. Hai să audem emisia. O să încercăm să refacem această legătură telefonică. Colegul nostru, Laurențiu Rădulescu, va fi alături de noi cu mai multe detalii. Vă spuneam și puțin mai devreme, un restaurant din capitală a luat foc în urmă cu puțin timp și există riscul ca incendiul să se extindă. Și chiar în aceste momente, echipajele ISU intervin acolo pentru a stinge flăcările. Vedem din imaginile pe care le prezentăm că fumul este unul dens, Andrei. Este fumul dens, nu se vede flacără deschisă în acest moment. Filmarea este făcută în urmă cu puțin timp dintr-o mașină aflată în mers. Nu avem foarte multe detalii legate de acest incendiu, decât că există riscul ca flăcările să se extindă și că pompierii intervin în acest moment. Laurențiu Rădulescu ni s-a alăturat în direct. Laurențiu, dacă știi, până în acest moment există victime? Bună dimineața, nu. Din informațiile pe care le avem, din fericire, nu au fost raportate, cel puțin până la această oră, persoane care ar fi fost rănite. Din câte am reușit să aflăm, incendiul a izbucnit în urmă cu aproximativ 15-20 de minute. Unul dintre paznicii care se afla în acea zonă ar fi sunat la 112 și ar fi dat alarma. Sunt numai puțin de 8 autospeciale ale pompierilor. Inițial, pompierii au venit cu 4 autospeciale, dar pentru că discutam, atenție, despre o anexă care este lipită de restaurantul, de clădire a restaurantului respectiv, și există riscul de propagare inclusiv la restaurant, dar și la mai multe clădiri care se află în imediata apropiere, au decis cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență suplimentarea numărului de forțe. Sunt așadar undeva la peste 25-30 de pompieri care intervin acum. Un fum destul de dens care le pune probleme destul de mari din câte am reușit să aflăm, dar vă spuneam ceva mai devreme, din fericire vorbim despre un incendiu care nu a adus până în momentul de față victime, nu au fost înregistrate victime. 8 autospeciale care încearcă acum să stingă acest foc, să stingă acest incendiu. Sensul de mers pe lângă pasajul Pipera, pentru cei care cunosc această zonă, este de asemenea oprit, pentru că a fost nevoie de intervenție atât echipajelor de jandarmerie, dar mai ales a echipajelor de pompieri care au fost nevoite să intervină cât mai repede cu putință în această zonă. Laurențiu Rădulescu, mulțumim foarte mult pentru toate aceste informații.